Vom vedea. De aceea, iarăși, rugămintea, dacă aveți niște parteneri, prieteni, care credeți că ar putea să fie utili ca să ne prezintă o tematică în acest caleidoscop pe care se numește ca final competitivității, nu vă sfiiți, trimiteți-ne personal. Nu e legătura cu persoana respectivă. Am avut și pe Dulcan, am avut și pe Drăgănescu, pe Dumitrache, am avut și pe Leon Zagrean, am avut și pe... cine, adică am avut cam din fiecare domeniu, dar cu alături nostru poate am mai găsit niște persoane care merită să fie, căci rămâne înregistrată imaginea respectivă. Avem despre Anton Dumitriu, Marmele Stupăzicean, avem o singură înregistrare pe internet, pe film. Un singur interviu și un om de calitate extraordinară. A rămas întâmplător un singur interviu. Despre Drăgănescu, interviuri filmate nu există. Paul Constantinescu, nici atâta. Prietenii, probabil colegii lui Drăgănescu, au scos imediat toate lucrurile de pe pagina Academiei. Deci să facă după aceea un alt colectiv care să fie cumva promemoria lui Drăgănescu, care e un personaj. Deci e important să dă privilegiul ca să poată să existe măcar o frântură din viața cuiva care nu este o persoană pusă pe sticlă, care să-l țină adeși pe noapte arătând cum arată, știu eu, ce editură cu mare pas. Acum, ca să închei, să stau și oful, o să pun pe internet de seară, poate mâine această ziua, am fost la Biblioteca Națională astăzi să rezolv niște probleme, să țin niște cursuri acolo și vreau să vă spun că am fost șocat să vezi în la intrare, într-un hol, nu știu că ați fost la Biblioteca Națională, care e de un design de nebunești, între niște zone de ultima generație, pentru că poți să stai să citești și ai și electronica necesară, cu tot ce vrei, două nișe mari de sticlă, cu toate lucrările infractorilor noștri. Vreau seama unde am ajuns? Este ceva critică constructivă. Da. Nu cred că, din păcate, lumea nu prea știe să înțeleagă critica asta constructivă și ce că așa se poartă. Din păcate, intelectualitatea a cam trădat și, din partea cealaltă, a văzut că așa se face. Și copiază mai departe, din moment ce merge și tu o expui în Biblioteca Națională, este revoltător. Eu sunt revoltat. Pe mine m-a atacat. Este așa nu scriu. Nu știu că se va face ceva, dar poate să mai teze niște oameni. N-ar fi bine să aveți o poziție publică vis-a-vis? Am verificat și chestia asta. Dacă cu o poziție publică, și am o poziție publică, sunt chiar consilier oficial al Ministrului Educației și poziție publică, și de când sunt în poziția asta publică, pe internet deja suntem forfecați și eu și Solomon Marcu și toată gașca, așa, în bloc, de oameni care nu au cunoscut vreodată. Deci, în principiu, când ajunge în poziție publică, există un demers natural al presiei care e albă sau neagră și ești de principal dușmanul lui a cărei public ești, în angiologică. Populația încă nu este, n-a înțeles încă jocul ăsta, să iasă din el, cum există un personaj important care se numește Chomsky, care ne atrage atenția. Salvarea noastră, ieșiți din orice formă de contact cu mass media, orice formă. Vă faceți mass media noastră, aveți posibilitatea să vă faceți în grupul de prieteni și ziarul important și firma de televiziune și tot ce vreți, pentru că totul e gratis. E mai important să interacționezi cu 10-15 familii într-o structură dinamică, în evoluție, decât să te racordezi la niște elemente care sunt așa manipulatori și dacă te uitați, vă uitați pe Chomsky, are cele 10 rețete de manipulare. Da. Deci, vă ieși pe tine. V-am spus, dacă vă racordați la canalul informațional de B1TV, mai înainte, vă de știți, dar nu ați de astrobiologie. Nu veți mai avea capacitatea vreodată, pentru că s-au creat sinapsele pe nivelul informațional zero. Adică, cantitatea de informație pe care o dai, era doar să vedea dacă a prins-o sau a prins-o. Gata tot. Trebuie să ne aduce informație nouă. Deci, automat, creierul nu are ce procesa. Dar ai senzația că sunt și eu pe acolo. Când vă doare capul de ceva, ascultați, înseamnă că deja ați primit informație. Informația, intensitatea informației este hiperproporțională cu probabilitatea de a fi auzit acel ceva. Deci, cu cât e ceva care n-ați mai auzit, cu atât cantitatea de informație adusă de acel moment e mai mare și poate doare creierul mai tare. Și dacă se insistă, începe să caște, pentru că procesorul termină de oxigen. Atunci începe să caște. Deci, atunci, dacă vedeți că se cască, înseamnă că e bine. Nu e plictisitor, ci ceva mai face foarte bine. Ce să vă face? Apropo de Bejar. Nu? Apropo de Bejar, da? Trebuie să se reechilibreze niște conexiuni, se creează niște elemente suplimentare, conectivitatea lor. Vă mulțumim, vă așteptăm săptămâna viitoare.